Programul Rabla a avut rezultate foarte bune anul trecut, iar cele mai multe tichete pentru mașinile casate au fost eliberate în capitală, în județele Prahova și Argeș, și pentru prima dată au fost suplimentate tichetele pentru persoanele juridice. Dacă anul trecut cine avea un voucher, deci trebuia să-și ia se putea folosi de un singur voucher ca reducere de preț pentru aș cumpăra, achiziționa o mașină nouă, după ghidul de finanțare de programul RABA pe acest an, persoanele care doresc să-și cumpere o mașină nouă pot să folosească două vouchere. Asta este un lucru bun. În anul 2014 au fost decontate 17.030 de tichete pentru persoane fizice și 3.361 pentru persoane juridice, iar pentru prima dată numărul tichetelor alocate persoanelor juridice a fost suplimentat. Tot în premieră, în 2014, programul Rabla pentru persoane fizice a presupus eliberarea de tichete electronice de reducere direct la dealerul auto, de la care beneficiarul dorea să-și cumpere mașina nouă. Tichetele n-au mai fost repartizate pe județe, ci au putut fi extrase de dealer dintr-o bază națională în funcție de înscrieri. Astfel, în 2014 au fost duse la casat 20.391 de mașini vechi și au fost decontate tot atâtea tichete pentru achiziția de mașini noi de către persoane fizice și juridice. În afară de aceste vouchere, funcție de mașina pe care o cumpără, dacă gradul de poluare este foarte mic, pot să primească un ecobonus. Un ecobonus care este de 1.500 de lei. Deci, 1.500 de lei, 15 milioane vechi, aferent fiecărui voucher. Persoanele fizice interesate să achiziționeze un autovehicul nou prin programul Rabla trebuie să se înscrie la dealerii auto și ulterior își pot casa mașinile mai vechi de 8 ani la oricare dintre centrele REMAT autorizate de Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Pentru stimularea achiziționării autovehiculelor cât mai prietenoase cu mediul, se oferă posibilitatea acordării, pe lângă prima de casare, a unui ecobonus pentru achiziționarea unui autovehicul nou încadrat în norma de poluare Euro 6 sau achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid. Aceste mașini cu poluare foarte scăzută sunt și scumpe. Adică nu știu, orice persoană care ia trebuie să-și facă foarte bine calcule. Pentru că s-ar putea la un moment dat aceste ecobonusuri să-i ducă la niște prețuri mult mai mari când achiziționez mașina, fața de posibilitățile financiare ale persoanei respective. Vasile Oșean a mai adăugat că în 2015 valoarea unui ecobonus este de 1.500 de ron.